Programul concertistic a început astăzi în cartierul Rovine și continuă mâine 3 iulie în cartierul Brazda lui Novac, vineri 4 iulie în cartierul Valea Roșie, sâmbătă 5 iulie în cartierul 1 mai și duminică 6 iulie în cartierul Craiovița Nouă. Cele 5 concerte vor fi susținute de Orchestra de Cameră a Filarmonicii Oltenia, dirijor și solist fiind Răzvan Stoica. De data aceasta privim cu și mai multă emoție decât anul trecut, pentru că știm cât de mult înseamnă pentru craiovenii care participă la acest eveniment programul Filarmonicii Oltenia, turneu în oraș. Tocmai din acest motiv, dacă anul trecut l-am avut pe Gabriel Croitoru în prim plan cu Asa Vioară, pe care a cântat însuși George Enescu, în acest an aducem un alt muzician important, tânărul Răzvan Stoica, spun tânărul pentru că e foarte important să subliniem premiile pe care acesta le-a câștigat la o vârstă atât de fragedă și modul în care s-a impus rapid pe scena muzicală mondială. Cântă pe un Stradivarius, câștigat în două rânduri la un concurs foarte important. Probabil că o să vă povestească el mai mult despre acest lucru. Ceea ce vă pot garanta este că în seriile ce urmează, cu toții vom trăi pe pielea noastră un spectacol de magie, pentru că de aceea se numește Magia Paganini, pentru că muzica are această calitate de a ne lua de pe scaunele unde stăm și ascultăm sau din locul unde ascultăm și să ne transbordeze pe toate meleagurile pe care își propune și stările de suflet. Vom aduce niște piese de virtuozitate care nu au mai fost aduse pe scenă până la acest moment, niște piese care erau inițial făcute pentru pian și vioară, dar acum sunt pentru vioară și orchestră de corzi. Majoritatea sunt Paganini și piese dedicate lui Paganini, cum ar fi La Ronde de Lutin de Bazzini, o piesă foarte virtuoză pe care o vom cânta la finalul concertului și sper din tot sufletul ca publicul craiovean să fie în număr mare, să vină să ne asculte, pentru că avem un concert foarte special de oferit. Surprizele din partea Filarmonicii Oltenia nu se opresc după această pleiadă de concerte în cartiere. În intervalul 7-9 iulie, craiovenii amatori de muzică sunt invitați să asculte Voices of Music and Nature, vocile muzicii și naturii, în cadrul unei serii de 3 concerte care vor fi susținute în 3 parcuri, în fiecare zi de la ora 19:45. Primul concert se va desfășura luni 7 iulie în Parcul Tineretului. Cel de-al doilea va fi susținut marți 8 iulie în Grădina Botanică, iar cel de-al treilea va avea loc miercuri 9 iulie în Parcul Nicolae Romanescu. Recitalurile vor fi susținute de Corala Academică a Filarmonicii Oltenia, sub bagheta dirijorală a lui Florian George Zamfir.